O să fie votat guvernul Grosu? O să vedeți, o să vin la noastră misiune și o să vă demonstrez pe pași concreți cum este boicotat și cum nimănui nu-i pasă de vaccinarea populației, cum nimănui nu-i pasă de situația economică, de criza economică și de toate celelalte probleme care acum se îmbracă și se ascund toți de frică de a ajunge în fața alegătorilor. Dar de ce crezi că numai pasul lui pasă de aceste Pentru că lucruri? Noi vrem alegeri anticipate, restul nimeni nu le vrea. Absolut. Nu este logic. Nu vă spărați. Uite, când faceți semne în dorința de a avea alegeri anticipate, putem să plasăm responsabilitatea că un partid sau o forță politică boicotează sau nu doresc. Pasul să fie 51 de mandate, dar asta este frica lor cea mai mare. Până la urmă se pornește... Asta este o altă poveste. Noi nu suntem 51 de mandate. Se pornește într-această luptă pornind de la niște angajamente, niște obligațiuni și niște responsabilități care se agrează. Dacă noi avem pe domnul Grosu care își ia toate angajamentele... Noi am spus că prioritatea zero este pandemie. Respectiv, exact. Toate acțiunile bune care trebuie să includă în acest plan, ele trebuie să regăsească în acest plan și cu acțiuni concrete. Și Parlamentul trebuie să acceze pentru realizarea acestor acțiuni. Eu am o întrebare la dumneavoastră. Nu este prioritar. Eu am o întrebare la dumneavoastră. Care sunt măsurile adăugătoare față de ce face Parlamentul astăzi pentru pandemie? Vă rog frumos. Parlamentul trebuie să susțină toate acțiunile, în primul rând, care le generează și specialiștii și guvernul. Și noi nu putem susține la ziua de astăzi rectificarea legea bugetului. Noi nu putem aproba angajamentele față de Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană legate de debursarea tranșei a doua pentru asistența macrofinanciară. Ce legătură asta are cu pandemia ca și numărul unu? Pentru că un guvern venit după alegeri anticipate. Ai nevoie de surse financiare. Lăsați-vă rog frumos. Un guvern votat de către Șor și etc. nu are niciun leu de nicăieri. Una din cele mai mari probleme sunt nevoie de alocare de surse financiare. Atât. Este nevoie de a asigura cetățenii cu surse minime de existență. Sincer, până la salarii, frica pensii, de alegeri și că nu se vor fi în Parlament, asta este numărul unu. Susținerea business-ului, corecă și așa mai departe. La ziua de astăzi, în cazul instituirii unui fost la guvernare până luna noiembrie. De ce nu ați îndeplinit toate lucrurile astea care le povestiți acum? Domnul Vladimir, haideți să comparăm situația din anul trecut, care era mult. Dar de ce nu s-a făcut cu Fondul Monetar? De ce nu s-a făcut cu Banca Mondială? De ce nu s-a făcut nimic? S-a negociat. Ați fost din luna noiembrie anul trecut până în noiembrie, un an de zile, domn Nicolae. S-a făcut foarte mult. Ce s-a făcut? Și cu Fondul Monetar. S-au întrerupt contractele cu Fondul Monetar, s-au ajuns la finalitate. Pur și simplu de ce nu le avem acum? Nu s-au aprobat. Din cauza că am avut alegeri prezidențiale. Din cauza ce treabă are Parlamentul cu asta? Guvernul a plecat. Ce treabă Parlamentul are? Mai multe. Dar s-au alocat incapacitatea de a rezolva probleme acum. Inclusiv la agricultură. Știți că s-au alocat niște surse. Nu trebuie să spui că nimic nu s-a făcut. Eu nu spun că nimic nu s-a făcut. Eu spun cu Banca Mondială și cu Fondul Monetar. Acum ce aici se întâmplă nu se face nimic. De 3 luni de zile noi căutăm clișei la Curtea Constituțională. Căutăm cu modalități corect. Cum să dizolvăm Parlamentul. Și asta este un motiv de a dizolva acest Parlament. În timp ce pe zi mor 30-40 de oameni, exact. În timp ce avem aproape 2000 de cazuri de infectări, în timp ce nu avem locuri spitale, vaccini și așa mai departe. Cu Ministerul Sănătății asta, de asta. Asta Ministerul Sănătății noastră. Și medicii se ocupă de asta, nu deputații. Corect, domnule. Dar noi, ca deputați, trebuie să demonstrăm responsabilitate și să susținem inițiativele bune care trebuie să vină din partea guvernului. Dar necesare. De rectificarea bugetului, v-am spus, sunt nevoie de surse pentru procurarea vaccinului. Sunt 60 de milioane. Fondul de intervenție și de rezervă este spre epuizare. Practic, o proporție de 70% este epuizat. Trebuie de alocat. Chiar și organizarea alegerilor anticipate pe care pedalați dumneavoastră. Nu rămas atât de mult până la votare. Și o să-l auzim pe domnul Ciubuc cu același retoric și o să vedem cum Parlamentul boicotează guvernul Grosu. O să vedeți aceste lucruri.